ceva. Nu au mai fost incidente în această localitate și în alți ani. Este Buluceală, spuneam, incidente la Ștefăneștii de Jos. În județul Ilfov, oamenii s-au împins în fața secției de votare, unde sunt câteva sute de persoane. Hai să ne respectăm, să respectăm distanțarea socială. Vedeți, forțele de ordine nu fac față. Mergem la colega mea, Roxana Ciucă, cea care se află în comuna Ștefănești. Roxana, ce se întâmplă în acest moment acolo? Bine, am regăsit, Cătălina. Bună ziua din nou, doamnelor și domnilor. Suntem de ceva timp aici în Ștefănești și, după cum prea bine puteți vedea și dumneavoastră în spatele meu, oamenii în continuare așteaptă, stau la cozi pentru că vor să intre și să-și exercite dreptul la vot. Ei bine, după cum prea bine puteți observa, să știți că nu se păstrează deloc distanțarea socială, sunt destul de apropiați unii de alții și mai mult decât atât, nici nu au acele măști de protecție. Stăteam ceva mai devreme de vorbă cu oamenii, întrebându-i de ce anume nu se protejează, iată, pentru prevenirea răspândirii coronavirusului și spuneau, citez, lăsați doamnă că la noi aici în Ștefănești nu vine coronavirusul. Au stat undeva, timpul de așteptare, să știți, este între o oră și două ore pentru a putea aceste persoane să intre și să voteze. Au mai fost ceva probleme aici în Ștefănești încă de la primele ore ale dimineață, când unui bărbat i s-a făcut rău chiar în interiorul secției de votare. I s-a acordat primul ajutor, iar mai apoi a fost transportat de urgență la cel mai apropiat spital pentru investigații amănunțite. Pe de altă parte însă sunt și forțele de ordine, reprezentanții jandarmeriei, reprezentanții poliției române, poliției locale vin aici să asigure ordinea și liniștea publică. Însă să știți că, iată, le recomandă cetățenilor să poarte mască de protecție și, evident, să păstreze distanțarea socială, dar oamenii sunt cei care nu respectă toate aceste reguli. Au mai fost probleme, dacă vă aduceți aminte, și în anii trecuți la alte alegeri aici în Ștefănești. Cumva era de așteptat, spuneau oamenii aceste lucruri, pentru că niciodată n-a fost bine, de ce să fie acum? Cumva par resemnați, dacă vreți. Vom rămâne aici, urmărim desfășurarea evenimentelor, Cătălina, și de îndată ce vom avea alte informații, vom reveni în direct. Da, Roxana, am văzut și în imagini reprezentanții ai jandarmeriei, spuneau că au fost făcute apeluri către cei care sunt la aceste cozi să păstreze distanțarea fizică. Acest lucru nu se întâmplă în acest moment. Au plecat jandarmii, sunt resemnați, pot să intervină, au dat sancțiuni în urma acestor aglomerări. Aș vrea să rog pe colegul meu, Marian Mandache, să vă arate jandarmii, pentru că spuneai de jandarmi, uitați jandarmii cum stau. Sunt jandarmi, sunt și polițiști aici, dar ce pot să facă ei este să le recomande oamenilor ca să poarte măștile de protecție și, evident, să păstreze distanțarea. Cumva aici, înainte să se intre, vedeți, aici se respectă această distanțare de 2 metri. Oamenii la rândurile din față au măști, dar dacă ne ducem un pic mai în spate, nu au nici măști. Bună ziua! De ce nu v-ați pus, doamnă, mască? Pentru că sufăr cu inima. Păi și nu suport. Păi, dar dacă riscați cumva să vă îmbolnăviți în felul acesta? Nu cred în așa ceva. Și distanțarea o păstrați? Da, o păstrez, cum vedeți. Mulțumesc. Dumneavoastră, de ce nu v-ați spus, domnule? Nu cred în așa ceva, în corona. Păi, dar riscați să îmbolnăviți pe ceilalți, chiar dacă nu credeți dumneavoastră. Eu cred că e o simplă răceală, nu există corona, nu există așa ceva. Da, vă mulțumesc. Ați auzit oamenii, însă vedeți și în partea cealaltă, acum auzindu-ne pe noi că am tot vorbit despre măsurile de protecție, cumva și-au pus măștile și le mulțumim pe această cale, dar mai au un pic de lucru la distanțarea socială, dar la cât de greu se intră aici, la cozile acestea kilometrice și se stă cu orele la așteptare, cu siguranță că puțin mai încolo vor păstra și distanțarea socială de 2 metri între ei. Mai am o întrebare, Roxana, la celebrul priveghi de la Emi Pian. Chiar șeful poliției capitalei a venit și a făcut un centru de comandă în fața casei unde avea loc acel priveghi. Aici vedem imagini similare. De ce nu există un centru de comandă, iată, pentru a reuși să-i convingă pe acești oameni să păstreze această distanță?
Asta ne întrebăm și noi, Cătălina, și așteptăm un punct de vedere oficial din partea celor de la poliția din Ilfov, pentru că lucrurile sunt cât se poate de clare aici, e nevoie de forțe suplimentare de ordine, astfel încât cineva să vină și să le explice acestor oameni că e foarte important să păstreze această distanțare socială. Așteptăm să vedem reacții, pentru că, spuneam, mai este destul până diseară când se închid urnele de vot și cozile acestea se tot văd că tot vin oameni din spate la aceste cozi și se tot adună. Se stă în față, dar din spate tot se vine. Roxana Giucă, îți mulțumesc. Așteptăm un punct de vedere oficial al Poliției Române cu privire la ceea ce se întâmplă în această localitate.